Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Ce bine e după Crăciun! Miroase a brad, a mirodenii și a vin, a cărnați ostoroiați! Râde cozonacul din cuptor cu dinții pătați de cacao și stafide, iar chifteluțele se înghesuie unele în altele în gura. Te gândești deja la anul nou, la plugușor, la jocul caprei și la semănat. Dacii i sărbătoreau anul nou la începutul primăverii. Plugușorul era un recital al întâmpinării primăverii. Poți face o legătură aceasta cu versurile colindului. Florile de albe, flori de măr. În continuarea plugușorului, copiii merg cu semănatul, primind în schimb bani, fructe, nuci, colaci. Acestea fiind spuse, să trăiți, să înfloriți ca merii, ca perii, în mijlocul verii, ca toamna cea bogată, de toate îndestulată, la mulți ani. Iar acum revin la minunatele semne ale zodeacului. Berbec, Săptămâna aceasta ai șansa de a face contacte valoroase, darul tău de elocvență și capacitatea de a-i convinge pe ceilalți vor contribui la acest lucru. Luni și marți nu lucra prea mult, încearcă să te relaxezi întreaga săptămână. Joi există probabilitatea ofertelor tentante în viața personală încearcă să-l alegi pe cel mai vrednic dintre ei. Sâmbătă, dacă circumstanțele o permit, aranjează-ți o seară plăcută, relaxează-te după cum dorești. Săptămâna aceasta nu te vei plictisi, indiferent ce faci. Poți rezolva cu ușurință orice neînțelegere, direcționând energie relației cu persoana iubită către o cauză comună. Îți poți permite o mică aventură, dar totuși nu depăși limitele decenței. Ar trebui să acorzi atenție celor din imediata ta apropiere și dintr-o dată, printre aceștia, vei afla cea persoană care va putea să-ți îndeplinească toate visele erotice prețuite. Apropo, apropiații pot fi oricare, la locul de muncă, la parcela din grădină, la simulatorul din clubul de sport, la petrecerea de Revelion. Vei simți stabilitatea situației tale financiare. Poți chiar să cumperi lucruri scumpe. Marți și miercuri, la cumpăna dintre ani, sunt cele mai bune zile pentru înțelegeri și acorduri pe termen lung. Trebuie să-ți menții corpul în formă bună. Dacă vrei să obții totul de la viață, trebuie să fii în formă, altfel vei pierde foarte repede energie și vei rămâne pe margine. Respira aer curat, fă exerciții fizice zilnic, ordonează-ți dieta și rutina zilnică. Unele schimbări îți vor fi ușoare, dar în unele cazuri va trebui să lupti cu tine însăți, mai degrabă cu lenea, obiceiurile și slăbiciunile tale proaste. Poți ieși câștigătoare. Tu trebuie să fii câștigătoare. Vei fi susținută de astre. În ultima vreme ai fost ușor lipsită de determinare, deși acum ar fi foarte utilă. Să-i spui șefului că orele suplimentare nu mai sunt convenabile pentru tine nu ar fi cea mai bună decizie acum. Nu poți face totul singură în casă. Prietenilor trebuie să le reamintești că uneori este necesar nu numai să-ți ceară ajutorul, ci și să ofere servicii reciproce. Asigură-te că vei purta o amuletă din coral. El te va ajuta să exprimi cuvincios tot ce ce fierbe în tine, dar să nu cazi în isterie. Taur Săptămâna aceasta vei fi deschisă la tot felul de oferte care vor începe să ajungă la tine într-un ritm tot mai mare. Miercuri poți fi puțin distrasă după petrecerea de Revelion și să uiți de unele îndatoriri. Încearcă să te concentrezi, ai încredere în prietenii tăi și ei te vor ajuta cu o idee bună, vei găsi ceva de făcut pentru tine. La sfârșitul săptămânii, conflictele sunt posibile mai ales cu membrii familiei, dar poți evita situațiile neplăcute dacă ai dreptate. În weekend este probabilă o modificare a planurilor, încearcă să nu te super prea mult. A venit timpul pentru reflexie și alegere nu arunca priviri către toți cei care îți plac, fără excepție. Urmărind două păsări cu o singură piatră, poți rămâne singură. Sâmbătă nu ar trebui să forțezi relația cu persoana iubită, este puțin probabil să se întâmple ceva util pentru tine. Astrele te sfătuiesc să acorzi mai multă atenție probleme igienei intime și siguranței sexului. Nu ar trebui să riști și să faci sex oriunde, cum ar fi sărutul pasional pe bancheta din spate a unei mașini sau în toaleta unui club de noapte. Infecțiile nu dorm și, în general, spală-ți mâinile nu numai înainte de a mânca, Săptămâna este destul de favorabilă în sectorul financiar. Sunt probabile mici încasări. Vineri nu te lăsa distrasă. Este important să studiezi amănunțit toate detaliile unei propuneri sau a unui proiect nou. Starea ta bună de sănătate va depinde de starea ta de spirit. Dacă ești tristă și deprimată, nu ar trebui să te aștepți din partea corpului tău că va funcționa ca un ceas. Încearcă să ți recâștigi perspectiva optimistă asupra lucrurilor, observă în fiecare zi ce se întâmplă în viața ta și în viața celor dragi. Te rog, îndeplinește-ți visul. Dacă înțelegi că nu poți face singură, apelează la specialiști pentru ajutor. Acum îți sunt contraindicate stresul și emoțiile inutile. Va fi mai ușor să păstrezi un cap limpede dacă vei alege o ținută care are un loc pentru bijuterii cu cristal de stâncă. Pentru a-ți consolida intuiția, ești sfătuită să porți selenit. Sau, cum mi se mai spune tradițional, trandafirul deșertului. Gemeni Totul merge bine în general. Vei găsi resurse financiare și noi proiecte interesante. Succesul oricăror negocieri depinde doar de claritatea argumentelor tale. Cu călătoriile și parteneriatele ești doar norocoasă. În viața ta personală sunt așteptate schimbări plăcute. Toate problemele vor rămâne în trecut. Cu siguranță vei avea cel puțin un motiv de bucurie. O relație armonioasă cu persoana iubită, potrivit astrelor, îți va permite să zâmbești larg și să nu mai percepi lumea ca ostilă. Problemele tale vor fi rezolvate și totul va funcționa în cel mai bun mod, fără mult efort din partea ta. Încearcă să petreci întreaga vacanță împreună cu cel drag. În ce privește intimitatea, un buchet de dragoste care cântă o melodie de fericire, mulțumire și bucurie. Așa caracterizează astrele starea ta actuală. Vei reuși chiar să ai ceva la care nu te gândești, de exemplu, orgasme simultane sau multiple, pentru a nu spune că pur și simplu vei fi foarte fericită. Aștepți un profit mare și un sentiment de stabilitate financiară, deci nu poți economisi deloc. Este mai bine să nu te gândești deloc la bani, ci să-i cheltui pentru ca tu și cei dragi să fiți confortabili. Săptămâna aceasta, astrele îți interzic categoric să faci automedicație. Este posibil ca simptomele tale să nu fie nici groaznice și nici inteligibile pentru toată lumea, dar pentru tine în primul rând. Vei avea diagnosticul rapid și corect prin telefon de la doctorul tău. În orice caz, imaginea completă a ceea ce ți se întâmplă va fi dezvăluită doar medicului. Probabilitatea că vei uita să ți cont de ceva este foarte mare. Trebuie să încetezi să-ți faci griji și să începi să trăiești la maxim în această mini vacanță. Mai mult, toate problemele tale se vor fi rezolvat treptat, dar tot nu poți crede și nu te poți relaxa complet. Poartă topaze albastre, te vor ajuta să simți armonie, echilibru și bucurie. Rac. Pentru a evita complicațiile în diverse domenii, în zilele următoare este recomandat să te ocupi doar de problemele de zi cu zi și să nu construiești planuri globale. Dimineața de marți promite să fie oarecum plictisitoare. Încearcă să nu te deprimi, alungă gândurile gri de la tine. Miercuri, abilitatea de a găsi un limbaj comun cu diferiți oameni îți va fi de mare folos. Sâmbătă poate fi o zi grozavă. Dacă vrei să schimbi ceva în viața ta, acționează. Ești nervoasă? Nu-ți găsești locul? Încearcă să te calmezi și să-ți pui în ordine gândurile și sentimentele. Încearcă să-ți dai seama de propria ta stare. De fapt, în viața personală totul este în regulă, pur și simplu nu încerca să o iei înaintea evenimentelor. Marți poți fi prea nervoasă, vineri merită să vorbești din inimă cu inima. Efectul psihoterapeutic la astfel de evenimente este mult mai mare decât în argumentări. Se poate întâmpla să nu fii capabilă să te gândești la altceva decât la muncă, muncă și din nou muncă. Poți face o excepție doar dacă vei urma mai cu atenție sfatul clasic – Învățați, învățați! În general, maximul pe care pot conta partenerii tăi sexuali este un sărut prietenos de noapte bună. Vei avea destui bani dacă nu vei manifesta o tendință excesivă de risipire. Marți este o zi bună pentru cumpărături, dar joi este mai bine să-ți uiți portofelul la casă. La sfârșitul săptămânii este posibil să te bucuri de un bonus neașteptat. Este posibil ca la începutul săptămânii să te simți ceva mai rău și nu vei putea găsi motivele vizibile pentru acest lucru. Nu-ți face griji, cel mai probabil este că organismul tău nu are vitaminele sau mineralele specifice. Stelele te sfătuiesc în zilele să acorzi atenție, în primul rând, la bijuterii ușoare, nu masive, fără pietre mari. Astfel de produse, indiferent de metalul din care sunt fabricate, îți vor oferi posibilitatea de a-ți sublinea grație și percepția sofisticată a realității. Leu. Prima jumătate a săptămânii poate merge foarte calm, chiar plictisitor de calm. Miercuri, o cantitate decentă de timp îți va fi ocupată de gânduri referitoare la petrecerea de Reveleon. Joi, probabil că trebuie să rezolvi problemele care au apărut brusc. Cu toate acestea, ai toate șansele să le faci față cu succes. Întâlnirile din această săptămână promit să fie foarte semnificative și importante. Munca amenință că îți ocupă majoritatea timpului în viitor. De aceea, nu uita de nevoie de odihnă pentru a nu-ți pierde picioarele de oboseală. Înainte să spui ceva, gândește-te la asta. Este recomandabil ca în această săptămână să fii mai restrânsă și mai corectă în afirmații. În cuplu, aveți încredere unul în celălalt. În a doua jumătate a săptămânii, sentimentele voastre arzătoare vor aduce un plus în relație. Vineri este o zi de armistiții și refacerea legăturilor pierdute. Pasiunea ta pentru bijuterii poate fi acum satisfăcută în totalitate dacă combini cele două plăceri simultan și te joci într-un magazin virtual de bijuterii. Regulile sunt simple. Un bărbat oferă un inel imaginar unei doamne și mai întâi îl încearcă pe diferite degete, sărutându-le pe rând. Mai departe, în măsură în care bărbatul are suficientă generozitate și mijloace, poți trece la da, cercei, margele, pandative. Știi, visele pot deveni realitate. Dacă împrăștii bani pe cumpărături mici, atunci aceștia vor acurge de la tine mai devreme decât crezi. Dacă dorești să achiziționezi ceva demn, atunci trebuie să te concentrezi pe acest lucru și totul se va dovedi rapid și neașteptat. Dar nu ar trebui să ajungi la împrumuturi. Ultimele zile nu au fost ușoare. Crăciunul, stresul psihoemoțional pe care l a experimentat nu a putut decât să-ți afecteze bunăstarea. Cu siguranță poți suferi de dureri de cap și insomnie, simți o scădere. A forțe fizice și psihice, obosești repede, nu ești în stare să te concentrezi. Ai nevoie de odihnă. Încearcă să te o asiguri singură pare să fie preocupată serios de propria sănătate în ultima perioadă. În acest caz, acordă atenția produselor din jad. O bucată de jad sub pernă este remediu antic chinezesc, vindecă insomnia, ajută la reducerea tensiunii, îmbunătățește memoria și compoziția sângelui, întărește sistemul nervos. Apropo, o astfel de piesă poate servi drept cadou excelent pentru persoana iubită. Fecioara în această săptămână, averea zâmbește și te patronează în multe chestiuni. Aduci la viață proiecte vechi, poți avea noroc. Numai că este recomandabil să nu pui chiar acum prea multă muncă pe umer. Există riscul să nu poți face față. Încearcă să fii mai realistă. Ar fi frumos să nu vorbești prea mult, cuvintele tale pot fi folosite împotriva ta. Dar nu ascunde bucuria sau mâhnirea de cei dragi. Vor fi simpatici cu acest lucru. Sprijinul lor te va îndeseli și îți va oferi puterea. Este posibil să-ți pierzi capul și săptămâna aceasta îți va fi extrem de nefavorabil. Este posibil ca cineva să încerce să te înșele. Nu renunța la sfatul pretenoase, măcar gândește-te. Din unghiul tău de vedere, poziția ta este mai ușor de evaluat în mod obiectiv. Astrele îți promit o săptămână liniștită, cu elemente ușoare de flirt și o cantitate foarte mică de sex. Cu toate acestea, nici măcar nu vei observa lipsurile, deoarece toată atenția ta va fi concentrată fie pe o reuniune, fie pe petrecerea de revelion. Nu va fi prea mult de lucru în această săptămână, dar este mai bine să nu fii leneșă, ci să te gândești la surse de venit suplimentare. Studierea unui nou domeniu de cunoștințe te va ajuta să-ți îmbunătățești situația financiară în viitorul apropiat. Achizițiile importante ar trebui să fie amânate de preferință până la mijlocul lunii ianuarie. Ar trebui să acorzi ceva mai multă atenție stării plămânilor. Acum sunt vulnerabili și trebuie protejați dacă nu face parte din planurile tale de a te îmbolnăvi. Desigur, aerul proaspăt este important în primul rând încearca să găsești timp pentru plimbările zilnice. Va fi minunat dacă poți face o oră sau mai mult. Îmbracă-te în funcție de vremea. O răceală se poate transforma în pneumonie. Stelele spun că probabilitatea aceasta este destul de mare. În următoarele zile este puțin probabil să alegi o bijuterie mai bună decât un inel, cercei sau pandativ cu rubin. Această piatră roșie te va ajuta nu numai să înțelegi propriile Gânduri confuze, dar și să înțelegi sensul evenimentelor din jurul tău, și cu siguranță vor fi multe. Balanța în orice fel de relație, încearcă să te comporți mai restricționat, renunță la emoțiile care te deranjează. Vorbește calm și la obiect, chiar dacă ai descoperit fraudele sau interesele egoiste ale cuiva. Mai bine transformă-ți puterea și energia în stabilirea de noi legături de prietenie. Vineri, cineva poate constata hotărârea și abilitățile tale negustorești și probabil se va gândi să le încurajeze. În weekend, acasă și în familie, vei găsi pace și bunăstare. O nouă cunoștință promițătoare amenință să-ți întoarcă capul și să-ți afecteze sentimentele. Dar nu te îmbăta cu apă chioară, deoarece acest roman este de scurtă durată, nu-l lua prea în serios. El doar flirtează. permite săptămâna aceasta să faci o pauză din încântările cărnii, dedicând-o în întregimea dezvoltării fundamentelor teoretice și aprofundarea fundamentului filosofic despre zidirea iubirii reciproce. Cu alte cuvinte, compune mărturisiri poetice indecente iubitului tău în timpul liber. În această săptămână, sectorul financiar pare destul de optimist. Marți, direcționează-ți energia în sfera petrecerii de Reveleon. Aceasta este o zi bună pentru a te relaxa. Joi, sunt posibile unele neînțelegeri, de aceea este mai bine să ceri să ți se repete ce ți se spunea. Este doar efectul de ecou al Reveleonului. Încearcă să nu-ți limitezi dieta săptămâna aceasta. Dacă dorești să te pregătești pentru vară, poți elimina o parte din dulciurile și alimentele grase din dietă, dar proteinele, grăsimile și carbohidrații trebuie să fie furnizate corpului tău în cantitatea necesară și suficientă. Conținutul caloric al alimentelor consumate ar trebui să fie cel puțin recomandat pentru sex, vârsta și greutatea. De asemenea, nu te supraalimenta în speranța că vei muri de foame mai târziu. Aceasta este în mod fundamental tactică greșită. Se pare că acum vei acorda o atenție deosebită intuiției și problemelor ezoterice, așa că este foarte probabil să-ți cumperi un glob de cristal. Sau un inel cu o piatră care nu are o valoare estetică specială, dar are o sumă de proprietăți magice. Astfel de exemplu, obsidian. Скорпион. Săptămâna aceasta va trebui să arăți flexibilitatea minții și un maxim de inteligență rapidă, deoarece poți obține ceea ce dorești. Privește filosofic situația actuală, nu o exagera cu presiunea asupra celorlalți. Mai bine să fii calmă cu persoana iubită decât să-l pierzi. Marți, fii atentă în special la împrejurimile tale, există șansa de a găsi un nou prieten. Încearcă să-ți planifici revelionul cu înțelepciune și atunci vei simți ce trebuie să faci. Întreaga săptămână va fi romantică și complet imprevizibilă. Miracolele pot fi așteptate începând chiar de luni. Dacă nu aștepți, mergi să-l întâlnești personal, aventura ta va fi de neuitat. Mult depinde doar de tine și de cel ales. Astrele îți recomandă acum să planifici toate procedurile intime pentru prima jumătate a zilei și să dedici a doua jumătate relaxării și odihnei. Astfel poți aranja iubitului tău un mic dejun romantic chiar în dormitor sau în bucătărie dacă ți se pare mai interesant. Anul nou îți va deschide noi oportunități și perspectiva pentru venituri mari. Acum însă nu ai de ce să te scufunzi în probleme profesionale. Miercuri stai liniștite cu gândurile acasă. Mușchii tăi au nevoie de o încărcătură. Încearcă să le dai suficientă mișcare. Nu este nevoie să te epuizezi cu antrenamentele de câteva ori pe săptămână. Nu ai nevoie. Mai util și mai sigur este să dansezi în fiecare zi sau cel puțin în fiecare zi. Dacă este posibil, ritmuri de foxtrot. Astrele îți promit multă bucurie și romantism. Și dacă încă te gândești la cât de nedreaptă și capricioasă este zeița responsabilă pentru dragostea ta, trebuie doar să încetezi să te îndoiești și, în final, să faci sau să accepti o ofertă. Stelele te sfătuiesc să porți o pal, te va ajuta în această chestiune importantă. Săcutător! Încearcă să te scutești de treburile inutile și mai ales cele ale altor persoane, cel puțin în această săptămână. Luni, probleme neașteptate te pot încetini, te obosesc și practic te pot duce la stres. Nu renunța, vei reuși, dar va fi nevoie de un ordin de mărime pentru mai mult efort. Pentru a nu pierde încrederea și pozitivul, comunica mai des cu prietenii și cu cei dragi. În un weekend încearcă să observi măsura în orice altfel dorința de a te relaxa, corect după o săptămână grea îți poate dăuna. Soarta îți va oferi o alegere. Fie să te desparți de o persoană iubită, fie să accepti circumstanțele vieții pe care ați avut-o. Evident, va trebui să sacrifici ceva. Tu decizi. Viața ta sexuală în zilele următoare poate oscila precum într-un pendul. Indiferent ce ți dorești, vei obține, dar eforturile te vor epuiza și mai mult. Nu poți fi peste tot prezentă și cea mai bună. Reveleonul îți va oferi o pauză bine meritată, dar a doua zi partenerul își va cere drepturile. Constrângerele financiare îți pot împiedica în mod semnificativ punerea în aplicare a planurilor. Abordează această situație din altă parte, iar soluția problemei va fi complet ne. Dureroasă. La sfârșitul săptămânii, vei avea, ca, prin minune, o nouă sursă de venit stabil. Principalul lucru pentru tine este acum să eviți supra-solicitarea, atât fizic cât și emoțional. Orice situație stresante trebuie să treacă fără participarea ta. Dacă te afectează, chiar și la distanță, ia orice măsuri consider de cuvință pentru a te îndepărta. Înainte de a merge la culcare, fă o baie caldă. Poți bea un decoct cu ierburi liniștitoare. Acest lucru te va ajuta să te odihnești bine în timpul nopții, să-ți restabilești puterea. Acum ai nevoie de un talisman care îți poate calma oarecum dorința de a cheltui toată energia, timpul și banii tăi. Sau un asistent a cărui sarcină este să-ți ofere o cantitate suficientă de ajutor cât pentru doi. Dar prima opțiune poate fi implementată mai ușor dacă vei purta perle. Capricorn! În prima jumătate a săptămânii, răbdarea te va ajuta să-ți menții poziția în relații, atât acasă, cât și în afara ei. O situație ambiguă poate apărea în marți într-o companie prietenoasă mai veche și mult va depinde de acțiunile tale. Ar fi util să organizezi o mică sărbătoare vineri seara. Trebuie să te răsplătești pentru o treabă bună. În weekend este indicat să eviți petrecerile zgomotoase, deoarece acestea nu vor aduce decât oboseală și dezamăgire. Este mai bine să ai grijă de tine. O fale temporară amenință să trezească un sentiment de singurătate, dar dacă te uiți la prietenii tăi, situația se va schimba. Cu toate acestea, fără a schimba nimic, nu vei pierde nimic. Nu grăbi lucrurile și nu petrece prea mult timp pentru a te întâlni online și a vorbi pe rețelele sociale. Conform prognozei stelare, ești foarte descurajoată de abstinența. În orice fel, dar cu siguranță trebuie să înlături tensiunea sexuală acumulată, altfel pur și simplu vei exploda, spulberând totul în jur pe o rază de cel puțin o jumătate de kilometru. Dacă primești o ofertă tentantă săptămâna aceasta, încearcă să fii sceptică. Totul nu este atât de roz, mai ales după sărbători. Ai grijă de portofel. Nu cheltui bani pe lucruri inutile, chiar dacă la prima vedere par necesare. Stelele te susțin dacă încerci să-ți iei rămas bun de la un obicei prost. Bonusurile maxime vor fi pentru cele care decid să renunțe la fumat și vor lua măsuri pentru punerea în aplicare a acestei decizii. Mersul pe calea aleasă îți va fi mult mai ușor decât te aștepți. Și surprizele plăcute pot atinge orice parte a vieții tale, nu numai sănătatea. Te pregătești mai bine decât de obicei pentru faptul că în următoarele zile participarea ta la sărbători va fi decisivă pentru mulți. Nu ghici motivele acestei stări de lucruri. Este mai bine să obții un talisman puternic care te va ajuta să ai o atitudine perfectă. O podoabă din agate albe sau o varietate albă de opal este perfectă pentru acest lucru. Vărsător această săptămână este o perioadă favorabilă în ceea ce privește parteneratele, acestea vor fi benefice pentru tine și pentru viitorul tău. Dar acum nu este momentul în care ar trebui să mergi cu valul. Îți poți apăra în siguranță poziția și vei avea șansa să simți gustul victoriei pe buze. Sâmbătă nu vei putea face plăcere tuturor, dar din medul general vei alege oameni cu adevărat importanți. Duminica ar trebui să te relaxezi și să trăiești pentru plăcerea ta. În zilele următoare se pare că va fi extrem de dificil să fii găsit acasă. Întâlnirile cu prietenii vechi și noi îți vor permite să afli o mulțime de lucruri interesante, dar nu îți vor lăsa timp pentru viața personală. Problemele de gelozie nu sunt excluse, nu te scufunda în bârfe subțiri. Nu vei avea zile de mare succes din punct de vedere al versurilor de dragoste, mai degrabă va fi proze și clarificarea relațiilor. Dacă tu și partenerul tău sunteți pe punctul de a vă despărți, atunci încercați să rezolvați complet toate problemele chiar înainte de cum până dintre ani, pentru a evita mai multe certuri, insulte și reproșuri reciproce. Vei avea șansa de a-ți extinde influența, vei avea rezultate pozitive în manipularea altora. La mijlocul săptămânii, probabil că noi ai tăi vor deschide noi oportunități pentru tine. În această săptămână, stomacul și intestinele tale sunt vulnerabile, iar stelele îți recomandă să ții cont de acestea, să respecti cu atenție toate regulile de igienă cunoscute și să nu mănânci alimente care provoacă nici cea mai mică suspiciune. Mănâncă supe ușoare. Există șansa de a prinde o infecție cu rotavirus. Pentru a reduce riscurile, bea doar apă îmbuteliată sau fiartă, fă curățenie umede de cel puțin două ori pe săptămână folosind detergenți sintetici. Ventilează mai des. Evident, nu va trebui să te plictisești săptămâna aceasta. Vei fi extrem de veselă, pozitivă și cel mai remarcabil, starea de spirit nu va depinde practic de circumstanțe, pentru că ai deja imunosupresorul furnezat de astre. Deci, ca să nu te distrezi singură, ar trebui să porți lapis la Este foarte util pentru tine, mai ales dacă dorești să ocupi un anumit loc în societate. Pești Disponibilitatea ta de a te implica rapid în orice problemă va fi apreciată, dar nu te strădui să rezolvi singură toate sarcinile. Mai bine să lucrezi în echipă cu cei dragi. Prietenie și flexibilitatea în relațiile cu oamenii vor deveni un antidot împotriva unei posibile crize nervoase. Vei rădea în mod literal energie, încredere în sine, dorința de a fi prima și aceste calități vor găsi puncte de aplicare demne. Sâmbătă nu repeta greșelile trecutului în viața personală, asta nu poate decât să aducă durere și dezamăgire. Mai bine faci o pauză în fierberea pasiunilor și rămâi puțin singură. Stai în compania cărților sau a prietenilor. Acest lucru, așa cum simți în mod subconștient, este doar un răgaz temporar. În curând, circumstanțele se vor schimba într-o direcție complet diferită. Nu grebi lucrurile! Ești acum capabilă să aprinzi chiar și gheața? Nu vei da greș deloc dacă profiți de acest cadou din cer și mergi pe o vânătoare de bărbați. Deoarece nimeni nu poate rezista farmecelor tale, vei seduce cu un cel mai chipeș și dorit bărbat pentru tine. Dacă acesta nu este președintele, desigur vei reuși luni, problemele din gospodărie pot fi rezolvate în cele din urmă. Desigur, vorbesc de cele rămase după Crăciun. Miercuri nu vorbi prea mult, poți înspăimânta norocul în jurul tău cu oboseala de după Revelion. Ar fi bine să dedici sâmbăta curățeniei și, în consecință, să te implici în achiziționarea a tot ceea ce este necesar pentru acest lucru. Sâmbăta aceasta poți suferi de dureri de cap, insomnie, hipertensiune arterială, nici măcar leșinul nu este exclus dacă ești predispusă la asta. Stelele spun că totul este de la oboseală. Poate că nici nu îți dai seama cât de obosită ești, dar corpul tău îți semnalează asta. Ascultă-i vocea, Amintește-ți doar un somn o singură dată bun nu este suficient. Va trebui să-ți restabilești regimul de odihnă. Nu ți-ar strica un pic de fericire și bucuria. Săptămâna aceasta ar fi bine să obții un cadou cu un produs de malachit. Această piatră alungă dorul și acest lucru nu trebuie să fie o bijuterie, poate doar un suvenir de decor, figurină, casetă. Apropo, poți cumpăra singură dacă nu există nimeni suficient de inteligent în apropiere. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!